Vă salut din nou de la polul frigului. Nu râdeți de mine că sunt îmbrăcat așa, pentru că nici nu știu să citesc ce temperatură este afară. E cu multe sub minus. Am văzut că am o picătură de apă cu care călătoresc de vreo 50 de km. Nu m-a părăsit, e sub forma unei, mă rog, bucăți de gheață. E lipită pe mașină. Lângă mine un Sangyong, o mașină din China. Pardon, din Coreea. O să vă explic și gluma mai târziu, un pic. Un Tivoli. Am mai avut Tivoli. De data asta este un Tivoli Grand. Nu o să mă lungesc pentru că e frig și eu dacă zic că nu mă lungesc, oricum mă lungesc. Ideea este că această mașină este cumva un fel de variantă combi, un fel de break al unui SUV care este Tivoli. Model 2021, da? Noi suntem deja cu un pas înainte de intrarea în 2022. Un model care s-a îndepărtat un pic de, să spunem, modelele ciudate pe care le făcea Sangyong într-un timp. Rămâne o linie neobișnuită de design, însă nu mai pot spune despre Tivoli că este urât. Fie că este în varianta normală, fie că este în varianta combi, să-i spunem. Povestea lui Tivoli. Pe unele piețe și în anumite perioade, inclusiv în România, puteai să comanzi și tracțiune integrală. De ce ai cumpăra un Sangyong made in China? Toată lumea mă întreabă. De ce ar lua lumea o mașină chinezească? Dom'le, nu e chinezească. Mașina asta este făcută de Sangyong, care este cel mai vechi producător din Coreea. Coreea de Sud, nu la Kim, unde vă gândiți voi. Nu, din Coreea de Sud. Ca să înțelegeți mai bine de unde vine Kia și Hyundai, da? Și inclusiv mențiunea de Kia și Hyundai o fac cu un anumit scop pe care o să-l întâlnim undeva și prin interior și pe sub capot. Deci vorbim de cel mai vechi producător de autovehicule din Coreea, de Sangyong, care are o istorie de 60 ceva de ani. Bun. Cheia de vânzare a acestui Tivoli în România este una foarte simplă. O mașină rezonabilă la un preț foarte bun. Mașina de față, o să vedeți, destul de bine dotată, cu tehnologie net superioară unei Dacii, de exemplu. Daciile alea pe care le laud tot eu. Știți că eu am spus mereu, domne, luați Sandero, luați Duster, luați, că o să mergem și cu Jogger, o să mergem și cu alte modele pe care le face producătorul nostru, cu ghilimele de rigoare nostru, dar mai există și alte mașini. Și multă lume mi-a scris și mi-a spus, Robert, de ce nu aduci Sangyong Corando, de ce nu aduci Tivoli, de ce nu? Am adus. Ăsta e, Tivoli. De obicei, filmăm, facem mult, mergem cu mașina ca să ajungem la o concluzie. Să spunem, domne, merită poate să vă trimit în showroom la Sangyong sau nu merită să vă trimit în showroom la Sangyong. Eu n-am făcut cu mașina asta decât, mă rog, sub 50 de km probabil. Și vă spun că, după părerea mea, mașina asta merită. Și încep să vă spun fix de acum de ce merită. Are un preț bun, 20 și ceva de mii de euro este. Mașina asta pe care o vedem acum are un motor foarte bun și ca argumente de vânzare implacabile, eu cred că are cutia de viteze automată iSIN cu 6 trepte de generația a 3-a și o garanție imbatabilă la ora actuală, care sună cam așa: 5 ani în limita sau 100.000 de kilometri, cum se spune, la care se adaugă încă 5 ani pentru motor, cutie de viteze și turbosuflantă. Păi, ce înseamnă asta pentru mine? Înseamnă 10 ani garanție pentru motor, cutie de viteze și turbosuflantă. Ce sunt piesele astea pe o mașină? Motorul și cutia sunt practic cele mai scumpe piese pe care le are un autovehicul, da? N-aș zice neapărat că turbina e a treia în ordinea asta, dar să ai o garanție de 10 ani pentru aceste 3 lucruri, scoți banii din buzunar, îi pui aici și pleci. Nu mai e nimic de discutat. Sigur, urmează niște filmări, o să le facem, o să vă arătăm cum merge mașina, cât consumă,
cât de silențioasă este, cât de mare este, cât de spațioasă este, ce dotări are, de care Dacia nici nu bag întâmplător Dacia aici. Și pe Dacia o bag alături de Kia și Hyundai cu un scop. Deci nu că Dacia n-a auzit de sistemele care sunt pe mașină, să că le are Renault. Dar Dacia nu le oferă. Și atunci, foarte multă lume mi-a pus această întrebare sau mi-a lansat această provocare și a zis, merită să dai 20.000 de euro pe o Dacia Duster 1.3 TCE, serie limitată, nu știu care, de ce să nu iei un Sangyong? Și răspund tot comentatorii. Și spun comentatorii, domne, cum să dai 20.000 de euro pe o mașină, un brand care e în faliment sau e aproape de faliment, care e cumpărat de Mahindra, care e o companie din India, vă dați seama, din India, gange, mizerie, chestii, sărăcie, COVID, ziceți voi ce vreți. Cum să dai 20.000 de euro pe așa ceva? Comentatorii, și eu răspund, păi Volvo, că am niște Volvo, aici câteva Volvo parcate în fața mea și le văd acum, păi Volvo. Volvo de unde vine? Că e cumpărat de cine? De China, nu? Păi chinezească nu vă place, că nu e, că e made in China. Coreană, bomba nucleară și nu știu ce. Nu. Mașina asta nu mi-a trebuit decât să mă urc în ea. Să o pornesc și să ies din parcare ca să văd ce este. Pe măsură ce o să merg cu ea, vom vedea împreună, filmat, că mașina merită banii instantaneu. Instantaneu. Motorul este fiabil. S-a dovedit. Sunt foarte multe vândute. Tivoli este cel mai vândut. Tivoli și ăsta mare, cum îl cheamă, că îmi și scap acum, Rexton. Da? Sunt printre cele mai vândute modele ale acestui producător. Și atunci, cum să nu dai banii pe așa ceva? Când o să vedeți ce tehnologie este la bord, când o să vedeți display 10-25 în spatele volanului, fix același display care este pe Kia și Hyundai și BMW, pentru, apropo de India și alte prostii. Când o să vezi că display-ul mare al sistemului audio are 8 inci, la fel cum avea Kia sau Hyundai acum un an jumate, da? Până să apară display-urile mari de 12 sau de cât sunt acum, da? Cum să nu dai banii ăștia când Dacia nu are așa ceva? Nu există pe piața din România, din păcate, în acest moment, anumite opțiuni pe care Tivoli le are. Tracțiune integrală de tip all-wheel drive, da? Nu se oferă la noi, din păcate. Nu există navigația în spatele volanului. Dar pe alte piețe există. Adică mașina, tehnologic vorbind, este... Nu în anul 2021, este în anul 2023 față de alții, nu mai vorbesc de Dacia sau... Foarte interesant este acest Tivoli și pentru mine, să spunem, o singură variabilă mai rămâne și mă și bucur că e frig afară așa cum este acum, să vedem cum consumă. Real, da? Deci real. Are consum mediu pe bord, am resetat când am luat-o, a venit cu plinul făcut. O să mă plin cu ea o săptămână întreagă și o să vedem realitatea. Și dacă realitatea este undeva la un 8% cu cutia automată, fără îndoială, mergeți la showroom și vedeți una. Și mă întorc acum la glumele cu China și așa. Când am fost să o iau de la un dealer, Sangyong, am văzut acolo, era un Tivoli pe care scria mare Made in Korea. și sigur nu m-am putut abține și înăuntru când am intrat, le-am zis, de ce a scris pe mașină Made in Korea? Și mi-am dat seama de ce au scris pe mașină Made in Korea, pentru că eu am vorbit cu Tibi care se ocupă de dezvoltarea rețelei la Sangyong și eu, prieten al meu, și tot timpul l-am bătut la cap și i-am spus, trebuie să scoți din cap oamenilor chestia asta că Sangyong e o mașină chinezească. Și îmi spunea mereu, da, știu, așa e așa. Și la un moment dat, acum, deci astăzi am văzut că oamenii ce-au zis, băi, cum fac? Scriem pe aia, Made in Korea, adică ce poate fi mai clar de atât? Dom'le, nu e Made in China, e Made in Korea. Deci m-am distrat copios. Pariem că la sfârșitul acestor filmări o să vă placă mașina asta la toți.
vreau să facem acest pariu împreună. Să vedem ce zice lumea. Dom'le, un jaf, o chinezărie, o India, crocodil, gange, ce vreți voi. Eu vă zic că o să vă plac. Nu o să stau foarte mult afară, așa că sărim. Faruri LED pe față. Am înțeles că e o mică inadvertență pe undeva prin fișa tehnică unde scria cumva că vine într-un anumit pachet și cu senzori de parcare față, dar se pare că nu sunt, că mi-au fost tăiați de pe listă, însă există senzori în spate. Observăm ce? O față destul de fluentă, deci nu o grilă extravagantă sau, mă rog, o nebunie, nu. Un spațiu mic prin care intră aerul pe aici. Mai avem și aici o zonă, asta e de fapt admisia de aer pentru motor, o să vedeți, e fix porțiunea asta de aici. Pe aici intră aerul pentru motor și mai o zonă jos. Faruri de ceață cu halogen, dar mă întorc chiar la opțiunile care nu sunt prezente la noi pe piață. Mașina are pe alte piețe inclusiv opțiune de faruri de ceață full LED. Full LED e tot o glumă, pentru cine mai se uită pe internet o știe, deci faruri LED. Dar cu un pic de atenție o să vedeți că full LED la faruri de ceață, multă lume o mușcă pe asta. Ce aș vrea să remarcăm? Lufturile sunt în zona decentă. Deci nu sunt, aș putea să spun că sunt un pic mai mari decât am văzut la Dacia, de exemplu. Dar poate cumva mai mici decât la un Golf, dacă vreți să facem o comparație. Deci este o mașină făcută rezonabil. Nu este ca și cum a venit Sangyong și a spus, domne, dacă vă uitați la noi cum avem o linie cromată aici, uitați-o ce frumoasă e, dar 2 mm, nu. Lufturile sunt destul de mari și se văd. Un lucru care nu-mi place, ștergătoarele acestea de tip vechi, la o mașină care arată foarte elegant pe culoare albă, mă așteptam la mai mult în zona asta, să le văd și ascunse și cumva aero sau ceva. De remarcat că aici la zona parbrizului este o, să spunem, un profil piano black și există o mică diferență de aproximativ o jumătate de centimetru, are rol aerodinamic. Pentru că, da, și Sangyong a trecut de epoca aia de cărămidă pe roți și a început să ne arate un pic aerodinamică. Și la Rexton, și la Corando, și la acest Tivoli Grand. Diferența majoră la un Tivoli Grand față de un Tivoli normal începe la partea de portbagaj. Ampatamentul este identic, lungimea este însă mai mare la Grand, cu mult, dar până la ușa spate, deci până la ușile spate, mașina este identică, adică avem bordul de Tivoli, fața de Tivoli, motorul de Tivoli, banchetă spate de Tivoli. Însă în partea de portbagaj apar diferențele și o să vă povestesc și acolo niște chestii, pentru că mie îmi place Sangyong și o să fiu cu ei obiectiv, dar în același timp unde e vorba de nuia o să și-o ia. Ce ar mai fi de zis la acest Tivoli? Ca să înțelegeți un lucru pe care l-am mai povestit la Sangyong. Coreenii își împart tehnologia. Deci în Coreea de Sud pariul lor este să cucerească cumva lumea auto. Hyundai, Kia ca grup doresc să domine, adică să fie probabil numărul 1 mondial pentru oricine. Chiar și cel mai mic boxer care boxează într-o sală de sport visează într-o zi să fie campion mondial. Grupul Hyundai, Kia poate să-și permită la momentul ăsta să viseze ca în 3 ani, 5 ani, 10 ani să fie numărul 1 mondial. Poate și mașinile lor care sunt pe stradă arată acest lucru. Dar Coreea nu este doar Hyundai, Kia. Coreea înseamnă și Samsung, și LG, și Sangyong, și alte branduri mari. Și guvernul sud-corean sprijină și, dacă vreți, împinge de la spate dezvoltarea în sinergie. Deci Hyundai, Kia, Sangyong sunt competitori și totodată se ajută împreună cu producătorii, mari producători de componente, de baterii, de, ziceți voi, pneuri și ce mai este în Coreea de Sud, se ajută ca țară, ca națiune, da? Să urce, să crească, să fie mari. Și acest lucru se vede foarte clar la Sangyong, unde vedem
Și am văzut inclusiv la modele mai vechi ale lor componente care existau în... Eu aveam Kia Sportage acasă, o aveam acasă, era mașina mea. Și în Sangyong, nu mai rețin în care, am văzut componente identice, deci care erau pe Sportage, erau în Corando. Da, componente mărunte, nu vă gândiți la, nu știu, motoare sau altceva. Dar de ce induc eu așa diverse chestiuni? Pentru că, de exemplu, am remarcat cu surprindere că pe acest Tivoli Grand, pe lateral, scrie TGDI. Păi stai așa, stai un pic, de ce scrie TGDI? Că TGDI e probabil și o marcă înregistrată, mă rog, cred că e o marcă înregistrată a celor de la Hyundai Kia, da? Care au motorizările turbo, se numesc T-GDI. Cum poate să scrie Sangyong T-GDI pe mașină? Doar nu au cumpărat la târg niște embleme și le-au pus acolo. Mai ales că dacă ridici capota, sub capotă scrie EXDI, care era o denumire proprietară a Sangyong. Deci cum vine asta? Ai TGDI, îl văd acolo, și EXDI de desubt. Ne întoarcem unde spuneam, la povestea cu Coreea. Și o să vedem aici, de la display-ul din spatele volanului, de la display-ul care este pe bord, la anumite butoane, la anumite componente, să spunem, generice, sunt aceleași, făcute de același producător care face pentru Hyundai, Kia sau BMW sau alții, da? Asta înainte să ne apucăm și să râdem și să băgăm India și Mahindra și așa. Mahindra pentru Sangyong înseamnă un singur lucru, înseamnă bani. Când ai bani, te poți dezvolta, poți supraviețui și, bineînțeles, poți și falimenta. O să discutăm asta în concluzie. Ce e greșit la Tivoli Grand când îl privești din lateral? Trebuie să vă spun eu, știu că știți și voi. Jantele sunt prea mici. Sunt jante de 16 inci. Mașina ca mărime este destul de impunătoare. Aș zice că e ca un fel de mini Rexton. Da? Și Rexton-ul să recunoaștem. Chiar e o dita mai... Mașina și are un stil, și mai ales facelift-ul, o să vă aduc și facelift-ul, are un stil absolut fulminant și motorizări pe măsură o să vină acum, motorizări cu 200 de cai, deci apropo de India și Mahindra și ce mai spuneam. Dar ce observăm? Portiere mari, ce înseamnă? Spațiu, da? În față este spațiu, în spate este spațiu. Ce observăm? Mașina este înaltă. Ce înseamnă asta? Spațiu, spațiu, spațiu. Și portbagajul, care e aici, și care face cumva ca mașina să pară de sine stătătoare, adică n-ai zice că e un break al cuiva, ci că e, și cumva prin dimensiuni, se și lovește de Corando. O să aducem și Corando și o să discutăm și de Corando. Asta e picătura de apă care merge cu mine, ca să înțelegeți cât de frig e afară, e aici, da? Stă aici, cred că o să o avem toată săptămâna. Butonul ăsta iar îmi amintește de Hyundai Kia. Știți, nu? Aveam și eu pe Sportage exact butonul ăsta era. Nu știu de ce și mânerele de portieră, când mă uit la ele, par făcute de același producător. Cel puțin la față. Bandouri de jur împrejur. Mașina vine cu pneuri de iarnă, o să le vedem imediat. Destul de verticală este, deci când o privești din față, e tăiată un pic vertical forma caroseriei. Ce nu-mi place? Îmbinarea asta aici de... Par să fie autocolante. Și sigur, acum toate mașinile moderne vin cu piano black, cu nu știu ce, cu chestii de genul ăsta. Dar eu la un Sportage de 31.000 de euro în 2017 avem fix aceeași îmbinare. Exact la fel. Coreea. Nu uitați ce v-am spus când eram în față, da? Deci acces fără cheie, mașina se încuie, se descuie, mai avansat decât la Sportage, pentru că știe să se încuie când pleci de lângă ea. Ceea ce Sportage-ul meu nu știa să facă, de exemplu. Bare de acoperiș, antenă de tip aripioară de rechin, un eleron. Spațiul ăsta mare de aici adăpostește un portbagaj pe care Sangyong îl laudă și spune, domne, 700 și ceva de litri, cel mai mare din segment. Nu e chiar așa, ajungem și la el. Dar măcar n-au pus o dita mai clapeta pentru... S-ar putea cine vrea să-i pună GPL să fie supărat din cauza asta.
Și ce vreau să spun, că dacă mașina ar fi venit cu tracțiune integrală, ar fi fost un super SUV. Deci credeți-mă, un super SUV cu automata iSIN de generația 3-a, un motor turbo foarte cinstit, o să-l vedem împreună, și tracțiune integrală, păi n-avea rival. Și dacă era 25.000 de euro, tot ar fi fost o propunere fenomenală, pentru că scăpai de ce? De problema fiabilității, care apare la cutiile dublu ambreiaj, majoritatea producătorilor, prezentate și de mine, da? Și care atunci când mergi cu ea o săptămână n-are nicio problemă, dar când la 30.000 sau la 50.000 trebuie să schimbi ambreiajele, nu prea se mai convine. Deci problema aici nu există. Este o cutie super fiabilă și SsangYong întotdeauna a avut cutii super fiabile. Legat de platformă, platforma, o să vă mai povestesc și din interior că deja s-a făcut frig. Oțeluri înalt, aliate și așa, rigiditate, tot. O să rămâneți mască să vedeți ce niveluri NVH are, adică zgomot, vibrații asprime. Aproape ca la Qashqai. Qashqai-ul pe care l-am prezentat și la care am spus, mamă, premium și așa. Deci am rămas cu gura căscată, ce silențioasă este și cât de frumos este făcut acest Tivoli Grand. Suspensia față este McPherson, în timp ce la o variantă 4x2, cum este asta, pe spate avem o suspensie semi-independentă. Dar, și aici este legat de tehnologie și de Mahindra și Gange și India și sărăcie, dacă am fi avut tracțiunea integrală, suspensia ar fi fost independentă. Da. De ce? Pentru că SsangYong, după cum știți, de la Rexno, că v-am prezentat tot eu, avea suspensie multilink cu nu știu câte brațe de atunci, deci nu e nicio problemă pentru un producător ca SsangYong să facă o suspensie independentă. Deci, tehnologic vorbind, mașina este strong. Discuri ventilate față, discuri pline pe spate. Are și Renault discuri pline pe spate, nu? Doar că pe Dacia nu le oferă. Comparația cu Dacia, ajungem la ea, că am fost cu China, cu Coreea, acum ajungem cu Dacia. Nivelul de preț o face imediat comparabilă cu Dacia Duster, da? Deci cineva care vrea să-și ia un Duster la 20 și ceva de mii de euro, are de ales între a da pe un Duster 4x2 20 și ceva de mii de euro sau de a-și lua un Tivoli Grand la 20 și ceva de mii de euro. Și acum toată lumea așteaptă cu sufletul la gură să vadă câți bani a luat Robert de la Dacia. Oare cum a fost plătit? Și acum vă spune, luați Dacia, ca așa. Nu. Realitatea este și eu voi fi cinstit până mor. După aia, după moarte, dincolo, ce-o fi, vedem. Dar eu sunt cinstit. Eu, dacă aș fi să aleg acum între un Duster 4x2 și un Tivoli, a mea este. Asta. Și vă spun de ce. Dacia are avantajele ei. Motorul e interesant, consum mic, dinamică bună. Să nu credeți că asta nu merge. Merge foarte bine. E o mașină ușoară, are 1330 de kilograme. Sigur, în funcție de pachete, că vine cu niște dotări la care poți să alegi tu niște pachete, inclusiv cutia automată este opțională. Ce se întâmplă? E o mașină ușoară, dacă știi să o conduci, nu îți face surprize în materie de consum. Deci te ține în zona, ea e dată cu 7,7 sau 7,8% consum. Păi la 163 de cai sau cât are turbo, benzină, cu cutia automată, iSIN, cu convertizor de cuplu, pe cât azi să consume? 5? Nu. Dar să stea acolo, să fie la 8, 8 și ceva, în oraș, în București, în nenorocirea că este acum. Mi-a consumat undeva la, am văzut 12,3 pe bord. Acum are 11,4, o chestie genul ăsta. Deci eu zic că dacă stă în oraș cu cutia automată la un sub 13 litri la 100, în București, este parfum. Pe Sportage diesel cu tracțiune integrală aveam fără probleme 12,5 în oraș pe automată, da? Deși consumul mediu al mașinii era 7,6, adică era absolut rezonabil. Păi la asta ce să vrei? E benzină turbo, consumă. Gardă la sol, după cum se vede, nici nu mai discutăm, că dacă n-ai 4x4,
La ce mai avem de garda? Ca să urcăm pe bordură? Urcă, fără probleme. O să aveți datele tehnice în primul film. Sunt acolo pentru cei care se întreabă cât are garda la sol. Și mie personal îmi place culoarea albă pe această mașină. Mi se pare că arată foarte bine. Dar jantele sunt, în varianta asta, sunt amărăștene. Din fericire există niște jante parte dintr-un pachet. Dacă vreți să mai dați niște bani și să luați pachetul ăla, poți opta pentru jante de 18 inci, când mașina arată și aia mașină. Și sunt niște jante cu tăietură Diamond Cut, deci ultra moderne, că și la Sangyong acolo pe malul Gangelui s-a auzit de tehnologie, după cum veți vedea, și o să fie o surpriză pentru multă lume ce tehnologie are mașina asta pe ea. Imaginați-vă că dai cu spatele din parcare și dacă detectează un pieton, frânează. Ca la Dacia, nu? Nu și la Dacia la fel. Deci cam ăsta ar fi, fără să ne întindem, o prezentare sumară a ce înseamnă Tivoli. Aici mi se pare interesantă chestia asta cu geamul. Vedeți că avem geam fumuriu spate, mă rog, lunetă. Îmi place treaba asta pe care au făcut-o și mi se pare designul mașinii foarte îngrijit. Deci, bun, stilul de design, gusturile nu se discută. Nu aș putea să spun că mă uit la mașină și m-am îndrăgostit de ea. Cum e, de exemplu, când mă uit la un Sportage din ăsta 2022 sau când mă uit la... chiar și la Nissan Qashqai. Nu, nu pot să spun că m-am îndrăgostit, dar pot să spun că nu-mi displace. Adică nu e ceva care să... mi se pare respingătoare mașina. Nu. Și o mașină care am... primul gând pe care l-am avut despre Tivoli Grand înainte să-l văd pe Vio a fost: trebuie să fie o mașină urâtă. Și în momentul în care am văzut-o, mi-am dat seama că nu este o mașină urâtă, e o mașină care place unei anumite categorii de oameni. Care categorie de oameni, spre deosebire de acum 10 ani, este mai mare în ceea ce privește noul Tivoli. Nu e o mașină care arată rău. E o mașină mai specială. Pneurile, pentru că facem la fiecare mașină, trebuie să știm ce pneuri avem, pentru comparații: Continental, Winter Contact, TS860, cred că scrie acolo, 215-65R16H, pneuri de vehicul compact, nu de SUV compact, dacă mă întrebați pe mine, da? Repet, există și opțiuni. Pasajul roții este îmbrăcat, dar nu total, deci... în spatele roții propriu se vede tabla și nu pare să fie nici o mare terosonare pe acolo, adică arată tabla ca și cum ar fi pur și simplu doar vopsită, nu și terosonată. Cine a mai avut Sangyong și sunt posesori, majoritatea posesorilor de Sangyong sunt posesori de durată lungă, deci sunt oameni care țin mașina peste 7-8 ani, pot să ne spună în comentarii cum stă mașina cu rugina. Dom'le, ruginește, nu ruginește, n-am avut probleme, am avut probleme. Fața ca fața, dar spatele mie îmi place. Nu știu, mi se pare super elegant, cel puțin pe culoarea albă. Îmi place scrisul ăsta cu Tivoli. V-am mai povestit că se citește și I love it, adică îmi place și așa mai departe. Numărul e pe bară, nu ne deranjează, stop de ceață aici cu bec. Am văzut pe undeva prin datele tehnice că există LED și se văd aici LED-urile. A venit și un cățel să vadă și el mașina. Deci există tehnologie cu LED, cred că pe stopurile de frână, semnalizările sunt tot cu bec, lumina de mers înapoi este tot cu bec, deci probabil poziții și stopurile de frână pe LED. Bun, să vorbim un pic despre portbagaj, pentru că este una din forțele de vânzare pe care le are acest model Tivoli Grand. Cu un pic de ghilimele, o să vă explic imediat de ce. În primul rând, o să vedem acest rulou față de finisarea generală a portbagajului.
rulou e destul de, cum să spun, ieftin, cheap, da? Adică nu a fost, când am deschis prima oară portbagajul, am fost surprins, arăta groaznic, dar era pus invers. Cineva, mă rog, nu știu dacă intenționat sau din neștiință, era montat invers. Și mă și pregăteam, zic, să vezi ce îi rup capul acum, nu se poate, la cum arată mașina în general, să ai așa ceva. M-am uitat, l-am studiat, mi-am dat seama că e pus invers, l-am pus, dar din păcate și acum, în poziția lui normală, invers ce înseamnă? Că arăta mai, îl vedeți, dar el era pus așa și arăta mai urât. Deci, e un rulou, își face funcția de ascunderea bagajelor. Însă, de exemplu, la un Hyundai sau la un Kia e mult mai calitativ. Ăsta se vede că e un pic ieftin față de, față de ce? Se uită un portbagaj. O mochetă foarte bună, mai bună decât la multe alte mașini. Nimic în legătură cu, cu ăsta de sus. Deci treaba asta de sus e ca și cum e luată de altă mașină și pusă aici. Aici n-am cum să nu penalizez Tivoli pentru treaba asta, mai ales că în rest, și mă uit la acest portbagaj, este foarte bine făcut, aproape de premium. Ce vedem? 6 cârlige, pentru, sunt foarte utile, să-ți agăți sacoșe, diverse chestii. 6 cârlige, da? 4 aici, 2 acolo. Mai multe benzi elastice, le vedeți aici, da? Sunt 4, în care poți să sprinzi foarte bine diverse chestii prin, prin portbagaj. Și panourile sunt dintr-un plastic de calitate bună, finisaj foarte bun, deci nu te tai în el sau ceva, nu. Este super calitativ pentru prețul cerut pe mașină. De-aia surpriza cu rulou, care mi se pare totuși low cost. Bun, ce vedem aici? O podea complet plată. Inclusiv mânerul ăsta de aici, îl recunosc, este același mâner. Aici cred că a ieșit un pic, sau e lipit, nu știu, că e un pic un finisaj, să zicem, un pic discutabil, dar mânerul ăsta îl recunosc tot de pe la Kia Hyundai, deci făcut într-o fabrică coreeană. Dar ce vedem? Că avem și zonă sub acest panou, deci un lucru foarte, foarte bun. Panoul are o limită de greutate de 60 de kilograme, că am văzut pe multă lume, domne, comentând, dacă, păi nu putem să pune, că n-are, nu, că ăsta îl iei de aici, frumos, da, faci chestia asta, sau mă rog, ceva, nu știu dacă fac eu mișcarea cea mai bună, îl pui aici jos, da, ia uitați ce frumos stă, se așează, nu mai e podea plată, dar în momentul ăsta nu mai ai limită de 60 de kilograme. Stați liniștiți, poți să pui cât vrei aici. 300 de kilograme le ține, nu se sparge panoul. Panoul, de fapt, este vorba de limita de 60 de kilograme suportată de marginile astea pe care se sprijină panoul. În momentul în care pui panoul sus și pui o greutate de 100 de kilograme, există riscul să rupe astea, da? Bun. Sub treabă. Deci, ăsta e un lucru foarte ok. Banchetă fracționabilă asimetric se vede și sub chestia asta, ia să încercăm noi să-l tragem afară, putea să fie făcut mai deștept un pic decât este, dar ținând cont de prețul cu care se vinde mașina, după părerea mea este super ok făcut sistemul. Dedesubt, deci iată că în momentul în care încerc să fac manevrele astea, se și vede care e problema. Ridici panoul ăsta și dacă vrei acces aici, îl ai, dar nu e total, este cumva parțial. Dedesubt, chid de pană, deci nu avem roată de rezervă, chid de pană, mă rog, câteva chei. Atenția pentru detalii, se vede? Eu zic că se vede, da? În multe, nu știu ce e chestia asta aici care e lipită, probabil pentru a nu face zgomot panoul ăsta, dar ce vedem? O mochetă groasă aici, da? Deci făcută pentru a nu avea zgomot. Deci ai deja două separări. Zgomotele de șasiu, de rulare din partea din spate, sunt filtrate. În primul rând că dacă ai bagaje în portbagaj și bagajele filtrează, dar ai panoul ăsta
și mai ai odată încă un panou. Deci destul de deștept gândit. Ce mi se pare interesant că aici e spațiu liber. Da? Deci poți să bași mâna, să corespunzi cu zona de dedesubt. În funcție de dorința fiecăruia și ce necesități are, este utilă chestia. Deci e un sistem pe care mi l-aș dori la multe mașini. De ce? Pentru că dacă, de exemplu, ai bagaje permanente în mașină, să zicem, o trusă, ăsta, kitul legislativ, ce dracu mai ai tu prin mașină, ți le bași de sub aici, o geacă de schimb, mânuși, ce mai ții, și nu, și îți rămâne portbagajul ăsta liber. Și acum, sincer, când ai 720 de litri portbagaj, așa spune Sang-yong, domne, portbagaj 720 de litri, extensibil la 1440, dacă lăsăm bancheta față, bancheta spate. Acum, bun, să mai facem o dată, că poate eu n-am mai văzut mașini, poate e prima dată când mă întâlnesc cu mașina asta de la Sang-yong. Mie îmi plac mașinile de la Sang-yong, ca să fie clar. Deci ăsta e un portbagaj de 720 de litri. Serios? Cum l-ați măsurat? Vreau să văd și eu că îmi arată cineva că aici, de la panou ăsta până jos, am 720 de litri. M-aș băga înăuntru, dar facem prea mult circ. Vorba asta, e destul de mult circ și în parlament zilele astea. Mă scuzați din experiența mea destul de vastă cu mașini. Aici nu sunt niciodată 720 de litri. Aici sunt 720 de litri până sus. Da, până aici, într-adevăr, sunt 720 de litri. Dar, dacă mă întrebați pe mine, cu toată dragostea pentru prietenii mei de la Sang-yong și pentru fanii Sang-yong, nu, aici, în zona asta, nu sunt 720 de litri. Portbagajul ăsta l-are orice mașină mai serioasă, un Hyundai Tucson, un Sportage, fără probleme, și nu are 700 de litri. Și acum să vă spun și realitatea. Realitatea este că, știți cum e, depinde cum măsori, nu? Adică, dacă măsurăm de sus până jos, sunt 720 de litri. Realitatea este că, până la rulou, așa se măsoară portbagajele, din câte știu eu. Deci, ce este dedesubt sub acest rulou, sunt undeva la vreo 574 de litri. Mă rog, dacă o să săpați un pic, o să găsiți această informație. Dar ca să, de asta spun că uneori, ca să se vândă mașinile, fiecare face și un artificiu. Dom'le, mașina noastră are, știți, era bancul ăla, nu mai îl spun că e porcos. Deci nu, acest Tivoli Grand are un portbagaj mare, îmi place, îl apreciez, e o mașină care mă simt foarte bine. Dar 720 de litri aici, niciodată. Niciodată. Dacă vrea să mă contrazică cineva de la Sang-yong, cu mare drag, îl luăm, îl măsurăm, nu știu, punem apă în el, punem aer, umflăm, balonașe, cutiuțe, cartonașe. Niciodată. Niciodată. Eu am avut Kia Sportage, 501 litri avea portbagaj și era cât ăsta. Da? Așa că nu știu foarte bine ce vorbesc. Dar acest lucru nu minimizez sau nu minimalizez faptul că și 524 de litri e un portbagaj mai mare decât multe mașini îl pot oferi. Deci este un plus. Mașina are un portbagaj mare. O aranjare corectă înăuntru, decentă, și acest lucru nu te poate deranja. În plus, mai are o funcție. Sper să îmi iasă mie, să vedem. Asta, da? În care cei care stau pe bancheta din spate, deci e o funcție și pentru pasageri și pentru bagaj. Cum o traducem? Dacă vrei mai mult confort pentru pasageri, poți înclina bancheta cu un grad, deci are două poziții practic. Asta și asta, da? Același lucru se face și cu bucata cealaltă din stânga. Sigur, dacă vrei mai mult confort pentru pasageri, pierzi un pic de spațiu pentru bagaje. Dacă vrei mai mult spațiu pentru bagaje, faci chestia asta. E super simplu. Tetierele sunt, după cum vedeți, complet pliabile. Plusurile și minusurile le-am explicat, nu le mai reiau. Lumină undeva aici cu buton. Atenție! Cu buton, da? O vedeți? Nu sunt copil mic, am mai văzut mașini. Dar de ce fac chestia asta? Vreau să subliniez ce are mașina și ce alții n-au.
și ce înjurăm și de ce o înjurăm. Nu toate mașinile au șmecheria asta și asta e o chestie foarte interesantă. Bun, la zona de finisaj în interior nu am ce să reproșez. Chederele sunt în regulă, calitate bună, nu am finisaje care să mă deranjeze, deci mașina este ca orice, haideți să zicem Hyundai sau Kia, model 2017-2020. Nu zic acum de astea noi care au apărut, că sunt altceva. Dacă ne uităm în zona asta, vedem absolut același lucru. E mastic aici care se vede și nu e neapărat estetic, cum am zis eu undeva la un Mercedes, s-a îmbătat robotul, probabil și aici a luat ce beau coreenii ăștia, că nu știu, sake sau cum se cheie, ăsta e la japonezi. În fine, deci nu e ceva ce n-am mai văzut, este ceva care se poate trăi cu chestia asta, nu deranjează pe nimeni. În zona asta de prindere a lunetei, vedeți, același sistem ca la Hyundai și Kia, da? Panourile, ce nu-mi place, un singur mâner, s-au zgârcit aici aiurea, aveai loc să faci 1000 de chestii, o făceai aici, făceai două scobituri aici, da? Și băgai mâna, nu era mare complicație, trebuie să te ducă un pic cap. Aici este, știți, dați capacul la o parte și puteți debloca portbagajul dacă vă încuie cineva, vă răpește sau vreo chestie genul ăsta. Luminile de la număr sunt aici, sunt cu bec, că se văd becurile înăuntru. Camera de luat vederi pentru spate, o vedeți aici. Și butonul de deschidere, mă rog, se aude că și acționează. În timp ce în partea de jos, vedeți un sistem pe care, la fel, îl vedem tot pe Hyundai și Kia. Eu spun atenție, nu vreau să înțeleagă cineva că e copiat de la Hyundai și Kia. Nu, vreau să spun că în Coreea de Sud există acest sharing de tehnologie. Nu neapărat că, domne, e o conspirație acolo, hai să ne adunăm Hyundai, Kia și Sangyong și cine mai face pe acolo, Samsung, LG și hai să ne punem la un loc și să dominăm lumea. Nu. Vreau să spun că producătorii care produc componente vând și către Kia, vând și către Hyundai, vând și către Sangyong. Deci, ce vedem aici nu este că, spunea cineva într-un comentariu, domne, 80% din componente după mașina asta sunt din China. De unde știi? Că nu scrie pe nicio piesă din China și telefonul din buzunarul tău e mai din China și nu e nicio problemă cu asta. Dar nu, o mare parte din componentele din acest Sangyong nu sunt mai din China cum se crede. Sunt în Coreea făcute sau sunt aceiași furnizori pe care are Hyundai și Kia, că pe mine asta mă omoară și de asta mă supăr și mă enervez, da? Nu mai judecați până nu o gândim un pic, da? Ne-am uitat la ea? E mai prejos decât ce? Pot să vă spun 100 de mașini fără să mă gândesc care au un spațiu interior aici în zona de portbagaj mai slab organizat, mai mic și mai puțin finisat decât la acest Tivoli Grand. Bun, sub capotă 163 de armăsari frumoși pe benzină. Spun armăsari pentru că motorul, pe care multă lume îl confundă și am auzit și mi-a scris multă și a zis, domnule, ăsta e motorul ăla de pe Mitsubishi, care e pe Mitsubishi 163 de cai, dar Sangyong l-a făcut cu un cuplu de 280 față de 250. Nu! Fals, nu este Motorola, sunt alezașe și curse diferite, cilindreia e diferită, Mitsubishi are 1499, ăsta are 1497, nu are importanță, sunt două motoare total diferite, dar într-adevăr surprinzătoare la prima vedere, inclusiv plaja de cuplu este identică, 1500-4500 și da, te poate păcăli că e același motor, nu este. Acest motor este din seria M Stallion, produs de Mahindra. Sunt trei motoare, 1, 2, 1, 5 și 2 litri. Motorul mare de 2 litri are 190 de cai, ăsta are 163. Două variante de cuplu, 280 de Nm pentru varianta cu cutie manuală, 260 de Nm pentru varianta cu automata iSync generația 3 pe care o avem aici. Plouă torențial, așa că o să dau pe repede speech-ul. E vorba de un motor complet nou, practic 2020 e motorul. Nu râdeți,
că îl cheamă Mahindra, denumirea lui este M. Stallion, de aici și armăsari, că Stallion asta înseamnă armăsar. TGDI, îi spun în India așa îi spun, M. Stallion TGDI. Bun, de ce scrie aici AXGDI 150T și așa mai departe, nici nu ne interesează. Ce vreau să spun este că layout-ul pe care îl văd aici îmi amintește foarte mult de Sportage-ul meu 2017, adică aceeași așezare, baterie, filtru, panou de siguranță, admisia de aer, vasul de expansiune, deci un layout corean, dacă vreți. Și foarte important, motorul, bloc motor cu chiulasă din aluminiu, este un motor ușor, este un motor care a fost gândit să depășească mulți dintre competitori. Nu s-a dat nume, adică nu s-a spus, domne, vrem să ne bate cu motorul Ford sau cu motorul, nu știu, Kia sau altul, dar benchmark 1, benchmark 2, benchmark 3 și se pare că acest M Stallion 163 de cai depășește cele 3 etaloane luate fără probleme. Are anumite tehnologii interesante, blocul și chiulasa au 3 patente inovatoare, nu s-a dat detalii despre ce înseamnă aceste patente, dar se pare că sunt 3 tehnologii care nu există, sau, mă rog, nu neapărat, nu vă gândiți la tehnologii, tehnologii de construcție metalurgică și așa mai departe, care nu sunt folosite la alte motoare. Ce avem noi de reținut de aici? Și o să vedeți că o zic pe repede povestea. Compartiment motor foarte aerisit. Zona de turbină o vedem aici. Turbina este Garrett. Avem un electroventilator de dimensiuni mari, îl vedem aici. Turbinul ăsta pe care îl vedeți mare duce la un intercooler care, spre deosebire de majoritatea competitorilor, este de data asta orizontal, deci este un intercooler lung și poziționat orizontal în zona inferioară a barei față. Filtrul de ulei vedem aici joja deasupra lui, deci foarte ușor de servisat motorul, este un motor ușor și compact. Și una dintre caracteristicile foarte importante ale sale și cu care Mahindra se laudă, zona de NVH, Noise Vibration Harshness, deci zgomot, vibrații asprime, a fost foarte bine gândit și într-adevăr este impecabil motorul. Mi-e greu să cred că spun asta la un Ssangyong, dar îmi place foarte mult cum merge. Așa ca cifre, dacă vreți, 1497 cm³, cei 163 de cai sunt obținuți la 5500 rotații pe minut, cuplu 260 Nm de la 1500 la 4500 rotații pe minut. Cei care știți prezentările mele intuiți ce vreau să spun, numai când vezi plaja de cuplu și îți dai seama că motorul nu este slab, este un motor bun. 0-100, nu mai rețin cât era, o să fie pe film. Viteza maximă 175 de km pe oră, consumul mediu dat de constructor este 7,7 litri la 100 și 175 de grame de CO2 emisii. Ideea este că acest consum mediu dat este destul de ridicat în comparație cu concurența și sigur, aici vine și diferențierea tehnologică între grei care au motorizări de 1.5. Kia, Ford și alții. Și unde vedem ce? Tehnologii de tip mild hybrid, super smart stream și așa mai departe. La Mahindra ce avem? Avem un motor cumva convențional, adică genul de motor pe care l-am fi văzut acum 10 ani. Da? Dar asta nu înseamnă că nu are tehnologii. Are volantă dublă pentru reducerea vibrațiilor. Turbina este cu rezonator, spuneam că este brandul Garrett și insist asupra brandului Garrett pentru că, o să vedem imediat, o să vă spun niște povești. Avem galerie de admisie din termoplastic, distribuția este pe lanț, motorul evident cu DOHC, 4 supape pe cilindru, injecție de tip GDI, deci injecție directă. Ca tehnologii DVVT, adică
dual variable valve timing, engleza mea de baltă, care înseamnă o tehnologie nu proprietară neapărat a Mahindra, ci o tehnologie care este folosită pe foarte multe alte motoare, dar este distribuție variabilă, da? Adică nu este un motor comun. Pompa de ulei la fel este cu debit variabil, este antrenată cu lanț și prin intermediul a două pinioane. Chiulasa are galerie de evacuare integrată. Tehnologiile folosite în construcția pistoanelor și a blocului motor asigură frecări reduse. Asta e o chestie destul de generică pe care majoritatea producătorilor de motoare o spun. Un aspect mai interesant este faptul că avem un carter cu înălțime destul de redusă și acest lucru este gândit special pentru, dacă vreți, o echilibrare foarte bună a motorului. E un vibrocan cu o reducere a vibrațiilor, așa a fost gândit, să fie foarte, foarte echilibrat. Și acest lucru, sincer, în conducere se simte. O să-l vedem, o să filmăm împreună această mașină și pe zonele de dinamică o să vedeți că foarte interesantă este această concepție a motorului. Inclusiv s-a insistat asupra faptului că există măsuri de antifonare extinse și acestea se văd cu ochiul liber, da? Vedeți că avem aici o închidere a compartimentului motor față de restul vehiculului cu un cauciuc. În spatele motorului, zonă foarte mare acoperită cu material antifonat, un capac extrem de mare al motorului. O să-l ridic și o să vedem și acolo ce este. Și ajung acum la o chestiune pe care sigur toată lumea o să spună: băi, Robert, dar de ce să ne luăm noi un motor făcut de indienii de la Mahindra? Tu ai încredere în așa? Oameni buni, încă o dată spun, India e o mare țară cu o mare populație, cu o mare cultură și cu o mare masă de oameni inteligenți. De ce? Pentru că este legea numerelor mari, dacă vreți. În momentul în care ai o populație foarte mare, proporțional cu populația ai și un număr de oameni foarte deștepți, cum zicem noi, cu IQ ridicat, da? E, acei oameni, să știți că nu plimbă vaca pe malul Gangelui. Nu, sunt informaticieni, sunt ingineri, sunt cercetători, sunt și sunt foarte căutați. Eu am întâlnit personal și am fost uimit să văd dorința lor de a cunoaște, dorința lor de a se dezvolta, dorința lor de a inova, dorința lor de a fi nu în rând cu restul lumii, ci mai bun. Așa că să nu mai râdem de indieni, pentru că greșim și greșeala o vedem aici, de desubt. Faptul că greșim și ignorăm restul lumii. Poate că tigrul asiatic este și acest Ssangyong, da? Poate că viitorul Kia peste 5 ani este acest brand Ssangyong. Nu știm, poate va da faliment sau poate va fi. Vă reamintesc, eu sunt un fan Kia declarat și un utilizator, probabil toată viața o să merg cu mașini Kia. Cine era Kia în 2007 și cine este Kia acum? Da? Kia era un brand în pragul falimentului, care a fost cumpărat de Hyundai, și în momentul de față Kia e mai sus decât Hyundai ca poziționare, da? Nu ca bani și vânzări, ca poziționare, deci este poziționat ca un brand superior. Ssangyong în acest moment este fix în aceeași situație, da? A fost cumpărat de Mahindra, mă rog, cumpărat. Ce s-a întâmplat acolo, nu stau acum să dau detalii tranzacției, dar ce vedem sub acest capac, o să vă citesc niște mărci. Deci componentele care sunt în alcătuirea acestui motor sunt produse de următoarele mărci. Poate că de unele n-ați auzit, poate că de unele ați auzit. AVL, Bosch, Garrett, BorgWarner, Federal Mogul, Schaeffler Group, Tenneco. Super branduri care livrează componente pentru toți marii producători mondiali de autovehicule. Deci, să-mi spună și mie cineva,
care e diferența între această mașină chinezească cu ghilimele de rigoare și restul lumii? Când turbina e Garrett, când pistoalele sunt Borg, Warner sau mai știu eu ce dracu în el este, eu mă uit aici și văd un compartiment motor de cheia. Dacă vreți, pun o poză cu compartimentul ăsta motor și punem cu un Sportage din 2017 și să-mi arătați și mie care sunt diferențele. Sunt mărunțișuri, dar în rest este același lucru. Nu ignorați această mașină pentru că greșiți. Acum o să ridic și capacul. Da? Ia uitați-vă aici ce grosime are materialul ăsta, pe care alții nu se obosesc să-l pună. Și ce vedem? Traseul aerului, filtrul, aerul vine pe aici, se duce în turbo, e comprimat, fierbinte se duce pe aici, în interculerul care este în față, aerul, mașina rulează, aerul rece vine și răcește aerul comprimat, este întors printr-o tubulatură de mari dimensiuni și dus în spate, că galeria de admisie este în spate. Vedeți că e aici, din acest termoplastic, e optimizată, e o minune. Presiunea de injecție 250 de bar. Deci, ce înseamnă? În rând cu 2021, mașini lansate în 2021 cu motorizări produse în 2021, se laudă cu chestii. Spun, domne, avem presiune de injecție 250 de bar. Fix atâta are și ăsta. Adică vreau să fie foarte clar. Uitați-vă un detaliu la sistemul de frânare. Uitați-vă cât de elegant și cât de ce simplificată este, da? Și ce înseamnă acest lucru? Este optimizare, optimizare. Mahindra. Păi Mahindra, dacă am ști sau dacă are cineva răbdare să vadă câte mașini, câte motoare produce și vinde Mahindra, ați rămâne cu gura căscată. Deci ați rămâne cu gura căscată, ați rămâne așa cu pixul în mână și așa, nu se poate așa ceva. Ba da, se poate așa ceva, pentru că India este o super piață. O poveste și mai interesantă despre acest motor. În 2019, Mahindra împreună cu Ford s-au așezat la masă, au făcut un joint venture și au zis, domne, pentru piața din India o să producem niște crossover-e, niște mașinuțe de segment B, 1, 2, așa, care o să fie vândute și o să se bată cu cine? Cu Dacia Duster, cu, ziceți voi, Kia, ăsta mai mic, îmi scap acum, sub Sportage, Stonic, da? Și cine o să furnizeze motorul pentru Ford și pentru SsangYong și așa? M-Stallion, adică ăsta, da, o să fie motorul. Ăsta o să fie motorul. Când o să scrie pe mașină Ford, o să fie bun motorul ăsta, întreb și eu pentru un prieten. Când o să ai un Ford și o să scrie pe el EcoBoost, dar el o să fie motorul ăsta, o să fie mai bun sau mai prost decât motorul ăsta de SsangYong? E o întrebare la care trebuie să vă gândiți. Da? Nu subestimați brandul SsangYong, nu subestimați Mahindra, nu subestimați Geely. Uitați-vă unde este Volvo acum. Dacă Mahindra știe să facă ce a făcut Geely pentru Volvo, adică să nu se bage, ci doar să pună bani unde trebuie și să lase pe aia care știu să facă mașini, să facă mașini, Volvo este unde a ajuns să iau niște super mașini și SsangYong este, iată, cine era SsangYong acum 10 ani și cine este SsangYong astăzi, o mașină care este în rând cu lumea. Super interesant și o să vedem împreună la drum. Există un scud motor care închide aproape complet jos, deci foarte interesant acest lucru. Turbina o vedem aici și galeria de evacuare, are inclusiv filtru de particule mașina, pentru că asta e, nu poți să vinzi în Europa fără să îndeplinești niște norme stricte de emisii. Dar ce vreau să spun? Un motor ca ăsta cu garanția care este oferită de 10 ani pentru motor, cutia de viteză automată iSIN. Numai când spun iSIN îmi plouă în gură, nu știu dacă înțelegeți. Știți cine e iSIN? Am și pe Isuzu meu iSIN. Hilux-ul are iSIN, ziceți, Mitsubishi L200 are iSIN, că vine acum. BMW-urile cu tracțiune față,
le știți, alea care a zis toată lumea când a scos BMW-ul, mașină cu tracțiune față, gata, asta terminat cu BMW-ul. Ce cutie au? iSIM. Poți să spui despre motorul ăsta și despre cutia asta că sunt proaste? Nu, niciodată.